transmite astăzi. Dar înainte de acest lucru și înainte ca cei mici să meargă la școala duminicală, pentru început invit pe toată familia aici în față să-i cunoașteți mai bine pe cei care de câțiva ani, de 3 ani, de 2 ani jumate, cam așa, sunt împreună cu noi. Dar haideți, Gabi, haideți împreună toți trei aici. Îmi pare rău că nu-i și fica voastră, dar... Deci Gabi împreună cu Nausica și cu Sebi, cel pe care poate îl știți mai bine chiar decât pe Gabi, că l-am lăudat de câteva ori, l-am apreciat pe drept pentru ceea ce a realizat el cu ajutorul Domnului sau Domnul prin el. Și astăzi Gabi ne va împărtăși o mică parte din experiența lui cu Dumnezeu. Dar înainte să spui câteva vorbe despre familie și apoi după aia Nausica și Sebi pot să meargă la loc. Ok, suntem o familie normală, zic eu, 4 membri, da? Suntem 3 aici, Asimina a trebuit să plece la părinții mei acasă, era o mormântare acolo în vecini. Noi ne-am găsit locuri aici, ea încă își caută locul ei, încă nu și-a găsit un loc unde să stea o biserică și nădăjduim că și cei apropiați nouă, părinții, pentru care ne rugăm să vor întoarce la Dumnezeu. De-abia aștepta să plece, adică nu a fost, a fost surprins de chestia asta. Mărturia mea de astăzi are legătură cu rugăciunea, dar înainte de asta vreau să vă spun în câteva cuvinte cum am ajuns eu să-L cunosc pe Dumnezeu. Provin dintr-o familie de ortodoxi care nu practică ortodoxia. Părinții mei aveau funcții de partid la țară undeva și nu s-au dus niciodată la biserică, cel puțin în această perioadă. Așa că eu am ajuns în sinea mea să cred că Dumnezeu nu există. Și întotdeauna când m-am uitat la pocăiți, m-am uitat ca la niște ființe slabe, care nu-și găsesc rostul în lumea asta, care și-au inventat ei un Dumnezeu, și-au inventat o lume dincolo de viața asta, unde ei o să o ducă bine și noi restul o să o ducem rău. Și am dus-o așa, fără să cred în Dumnezeu, până undeva în facultate, în care am început să-mi pun probleme totuși ce se întâmplă după moarte. Și am început să caut și am ajuns la yoga. Și cei de la yoga, cei de aici din România, ne-au explicat, da, este ok să crezi în Iisus Hristos, dar nu este suficient. Și ne explicau, cum poate un om, o persoană, cum poate o persoană să-ți plătească ție toate păcatele? Cu siguranță a plătit multe dintre ele, dar tu trebuie să muncești, să faci exerciții, făceam masane, să zici mantre, cumva, în viața viitoare să ajungi undeva într-o poziție mai bună. A trebuit să plecăm din Cluj, am ajuns undeva în Zalău, am avut cumva o părere de rău, că m-am îndepărtat de un lucru care eu îl vedeam spiritual la vremea aceea. Și am început să facem ce fac toți restul oamenilor, adică să ne trăim viața, să mergem la lucru, să încercăm să ne facem concedii drăguțe, să mergem la iarbă verde, să ne întâlnim cu prietenii, fără să ne gândim la Dumnezeu, fără să ne gândim ce va urma după ce va muri. Dar Dumnezeu, în bunătatea Lui, atunci când noi îl neglijăm și nu ne gândim la aceste lucruri, permite încercări, permite probleme în viața noastră, permite boli, permite falimente și în cazul nostru a permis o boală. Când s-a născut Sebi, în 97, prin cezariană, a apărut o complicație medicală la Nausica, un cheac de sânge care putea în orice clipă să meargă la inimă. Pe de altă parte, operația sângerea. I-am văzut pe doctori disperați. Era vorba să se facă o intervenție chirurgicală foarte riscantă, i-am văzut că-s nesiguri. Și atunci când îl vezi pe doctorul ăla disperat acolo și că nu știe ce să facă, atunci începi să-ți vezi altfel viața, începi să-ți pui probleme. Și țin minte și acum că eram într-o rezervă de spital, când pentru prima dată noi am vorbit cu Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu existi, ajută-ne. Și chiar de-a doua zi, un alt doctor care auzise de cazul nostru a venit și ne-a zis, eu am auzit că ar fi un medicament din străinătate care s-ar potrivi, ar putea să rezolve această problemă, dar cu siguranță în Zalău nu o să-l găsiți. Poate dacă vorbiți în Cluj cu cineva, poate o să-l găsiți acolo. Și am vorbit, aveam un prieten, s-a dus pe la firmele astea, fundațiile care aduceau medicamente din afară și a găsit medicamentul respectiv. Și problema s-a rezolvat. Și în
mintea mea și în inima mea am ajuns la concluzia asta. Da, Dumnezeu ne-a ajutat în acel moment și am rămas cu o concluzie de asta, dar pot să-mi trăiesc viața cum vreau eu, dar dacă voi avea vreodată o problemă și nevoie de un ajutor, știu la cine să mă duc. După un an de zile am venit în Cluj, trebuia să-mi schimb locul de muncă, la un loc mai bun de muncă, să ne reîntregim cu familia, pentru că Nau era aici în Cluj. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât se amâna locul ăla de muncă. Și așa am stat un an de zile, un soi de concediu ăsta de paternitate. Și în anul ăla am zis, da, vreau acum să văd ce vrea Dumnezeu de la noi. Și am început să citesc Biblia. Am început cu Vechiul Testament și pentru mine în vremea aceea Vechiul Testament era un foarte, foarte bun somnifer. Și atunci am zis, stai că nu-i bună treaba, hai să încep cu Noul Testament. Și am zis, hai să încerc să trăiesc după poruncile care le găsesc acolo. Am început să mă rog regulat, să spun în fiecare seară Tată nostru. Până într-o seară când am început să ascult ce zic și ziceam, iartă-mi, Doamne, păcatele mele cum eu le iert altora. Și pe loc mi-au venit vreo 5 persoane în minte pe care nici de cum nu le iertam. Și am și abandonat să iert. Nu să iert, că n-aveam puterea, nu știam cum să iert atunci. Am abandonat să mă mai rog cu Tatăl nostru. Dar am continuat să citesc Biblia. Și până am fost în Evanghelie am înțeles. Până am înțeles în Faptele Apostolilor am înțeles. Dar când am ajuns la Roman, e teologia aia, nu mai înțelegeam nimic. Pentru mine, la vremea aceea, când mă gândeam la har, eu credeam că e o mâncare. Nu știam ce e harul. Și nu știu de unde, am ajuns la concluzia că Dumnezeu trebuie să-mi trimită mie o persoană care să-mi explice Biblia. Și stăteam în așteptarea acelei persoane. Și la un moment dat mi-au bătut la ușă martorii lui Iehova II și m-au invitat să mă duc la o comemorare care au ei de Paști. Și m-am zis, probabil că acestea sunt persoanele care mi le trimite Dumnezeu. M-am dus la comemorarea respectivă, i-am văzut, sunt foarte dedicați cuvântului lui Dumnezeu. Când cel din față cita un text, tot amfiteatru, era amfiteatru, toată lumea verifica în Biblie dacă ce spune el este corect. Noi cumva suntem mai credul, nu verificăm de fiecare dată. Iar la sfârșit, am fost impresionat și cineva a venit și a zis, ești interesat de aceste lucruri? Da, cu siguranță sunt interesat. I-am dat numărul de telefon, i-am dat adresa. Și cred că atunci Dumnezeu a făcut una din minunile din viața mea. Nu m-a căutat nimeni. Am continuat să aștept să-mi trimite Dumnezeu pe cineva. Locul de muncă era deja acolo, era gata, pregătit. Trebuia să găsim un babysitter pentru Sebi. Am vorbit cu o vecină, zice, da, ok, vin. Când să se întâmple lucru, o dispărut, o vândut apartamentul, nici nu ne-a anunțat nimic. În schimb, o prietenă ne-a zis, uite, cunoaștem noi pe cineva. Și a venit o persoană creștină care avea o relație cu Dumnezeu. Și în sfârșit au putut să-mi dea niște răspunsuri la întrebările care le aveam. Și mi-a zis, ok, hai la noi la biserică. Era biserica Eclesia în limba maghiară și mi-a tradus ea acolo. Și începea să-mi placă. Și la un moment dat, în una din discuții astea care le aveam noi acasă, zice, păi noi toți suntem păcătoși. Și atunci a zis, stai un pic, cum toți suntem păcătoși? Eu sunt o persoană, zic eu, ok, adică nu mă îmbăt, nu fumez, nu-mi bat nevasta, bine văzut în mediul în care îs. Poate că mai greșesc pe aici pe acolo, dar cum adică suntem păcătoși? Păi și zice ea, uite, a fost foarte înțeleaptă, nu încerca să mă convingă că sunt păcătos. Și de ce nu spui tu o rugăciune să te vezi tu cum te vede Dumnezeu? Am zis, nu, ok, ce mă costă acest lucru? Hai să spun această rugăciune împreună cu Nau, am făcut-o, experiența vă povestesc din punctul meu de vedere, dar am trecut amândoi prin același lucru și mă așteptam ca Dumnezeu să vină să-mi confirme că da, ești o persoană ok. Și în perioada imediat următoare, Duhul Sfânt a căutat în amintirile mele acolo o mulțime de păcate care mi le scotea și mi le punea în față. Lucruri care, ziceam, au mici greșeli. Acolo părea un adevărat a lor valoare. Am fost conștient de suferința care am provocat-o altor oameni, prin minciună, prin faptul că i-am înșelat, prin faptul că i-am bârfit, că i-am vorbit de rău, o mulțime. Și eram apăsat sub povara păcatului și nu mai știam ce să fac. Dar în Biblie am găsit răspunsul. Dacă cineva își mărturisește păcatele, Dumnezeu este drept și credincios ca să ierte aceste păcate. Și m-am dus acasă și mi-am luat și am scris fiecare păcat particular care l-am avut, care mi l-a dus Duhul Sfânt, până în copilărie acolo, 4 foi ministeriale de păcate. Și cu ele m-am dus la un frate mai mare și le-am mărturisit lui și lui Dumnezeu, consider eu atunci. Și Dumnezeu
Am simțit iertarea lui Dumnezeu. Faptul cum Dumnezeu vine și mă ia în brață și zice, îmi face o invitație, vrei să fii copilul meu, vrei să am eu grijă de tine, vrei să te învăț eu cum să te porți, vrei să ai viața veșnică, cum poți să refuzi o asemenea invitație? Și în fiecare biserică, o dată pe an, cel puțin, se face câte un botez acolo. Și când îi împreași mă botezului, toți aia care nu-s botezat încep să se gândească, mă, cum stă treaba cu botezul ăsta? Și noi care suntem ortodoxi, avem o problemă, că noi suntem botezați de mici. Și dacă gândim ca un simplu ritual acest lucru, atunci e ok. E ok să te ești botezat de mic, n-are importanță că n-aș auzi, mă lepă de Satan în numele tău, e ok să te botezi de mare. La o adică, dacă preotul a fost la câteva mormântări acolo și el în numele mortului își cere iertare de la ceilalți, atunci s-ar putea și oferi o persoană să se boteze în numele mortului dacă nu a apucat. Dar dacă gândim acest lucru ca un legământ cu Iisus, ca o logodnă cu Iisus, ca un moment în care, o ceremonie, în care noi venim cu prietenii noștri, Iisus vine cu prietenii Lui și acolo îi spunem, da, Doamne Iisuse, vreau să te urmez toată viața. Atunci ai nevoie de discernământ. Nu poate fi vorba că la copilul ăla mic e valabil acel botez. Mai venea Satan să mă mai încurce cu argumente tehnice și zicea, păi stai că botezul nu-i condiția mântuirii. Uită-te la tâlharul de pe cruce, nu s-a botezat, avea garanția că se duce în rai. Dar dacă mergem pe principiul ăsta, cât să fac cel mai puțin ca să fiu mântuit, atunci suntem departe de ce își dorește Iisus de la noi. Și probabil câteodată departe chiar de mântuire. Iisus își dorește o relație vie cu noi. O relație apropiată în fiecare zi. O relație în care noi să umblăm, să facem voia Lui. Să-L întrebăm, Doamne, ce ai vrea să fac? Nu neapărat să-mi poruncească. Ce ai dorit Tu să fac? Pentru mine personal, vă spun că decizia de a-L urma pe Iisus și botezul în sine a fost cea mai importantă și cea mai deșteaptă decizie din viața mea. Și vă încurajez și pe ceilalți care stați așa în suspans acolo și nu știți ce și cum să faceți. Și acum o să mă întorc la partea de fapt cu rugăciunea. Când m-am apropiat de biserica lui Iisus, gândul meu a fost că dacă sunt probleme mari, atunci mă voi duce la Dumnezeu. Dar am ajuns în biserica asta, unde în fiecare duminică erau 3-4 oameni care își povesteau experiențele lor, făceau mărturii, experiențele lor cu Dumnezeu din săptămâna trecută. Și automat, când îl vezi pe ăla că mărturisește, îl vezi pe ăla altul că mărturisește, ți se face poftă să ai și tu experiențe de alea cu Dumnezeu. Și vezi un Dumnezeu care se implică nu numai în probleme mari, se implică și în probleme micuțe. Și am început să mă rog lui Dumnezeu. Și am văzut că Dumnezeu începe să mă asculte. Da, și mi-a plăcut acest lucru. Dar când te ascultă mult, după aia începi să o iei razna aia. Și începi să ceri lucruri pentru risipă. Și atunci când cerem pentru risipă, Dumnezeu nu ne dă. La un moment dat, Dumnezeu a început să mă treacă prin circunstanțe nefavorabile. Și am zis, da, uite, acum e momentul să rog pe Dumnezeu să mă scoată din circunstanțele astea. Sunt îndreptățit să îl rog pe Dumnezeu să mă scoată din circunstanțele astea nefavorabile. Sunt copilul Lui, trebuie să mă asculte. Și Dumnezeu nu mișca un deget acolo. Și am zis, de ce oare, Doamne? Și începeam să-mi pun probleme. Oare e ceva rău? L-am supărat cu ceva pe Dumnezeu? Dacă cumva ai și niște prieteni ca cum avea Iov, atunci treaba e completă. Dar am observat că în mijlocul acestor circumstanțe nefavorabile și sub presiunea acelor circumstanțe nefavorabile, am început să mă schimb, să mă adaptez circumstanțelor. Și după ce schimbarea era gata, Dumnezeu înlătura și circumstanțele. Sau nici nu mai era important dacă le îndepărtează sau nu. Și am zis, da, atunci înseamnă că Dumnezeu își dorește mai mult să mă schimbe pe mine decât circumstanțele. Și am zis, Doamne, aceste experiențe sunt de la Tine, eu vreau să le accept aceste lucruri. Și am învățat că răbdarea se învață răbdând și unele spitale din România cu care am fost cu părinții mei sunt un instrument perfect în mâna lui Dumnezeu de a crea răbdare în noi. Apoi, dacă Dumnezeu vrea să răzuiască din mândria noastră și fiecare din noi, când pornim la drum, avem un strat consistent, zic eu, de mândrie, atunci lucrurile nu vor merge bine pentru noi. Lucrurile care ne ieșau, nu ne mai ies. Lucrurile în care ne credeam că suntem tari, nu ne mai ies. Deajaba o să-L rugăm pe Dumnezeu, fă-mă iară, nu știu cum. Până când nu va răzui mândria, vom sta în circumstanțele astea nefavorabile.
Pe de altă parte, Dumnezeu încerca să mă învețe principii. Noi când am trecut din împărăția lui Satan în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să fim conștienți că aici sunt alte principii, alte reguli. Și Dumnezeu ne învață. Și multe din aceste principii de a te relaționa la fratele tău, de a te relaționa la Dumnezeu, eu unul cel puțin le-am învățat în circunstanțe nefavorabile. Și văzând așa că oricât încerc și nu reușesc să ajung la rugăciuni după voia lui Dumnezeu, am abandonat. Și am zis, Doamne, eu mă las în mâna Ta, văd că Tu le guvernezi pe toate, stau să văd ce am de învățat aici, ce am de învățat dincolo și mergem înainte. Și undeva cred că am ajuns într-o extremă din care Dumnezeu vrea să mă scoată, să zic așa, eram ca și ciobanul din Miorița, așa ușor resemnat, fără să lupt, da? Și cam în vremea asta am venit aici în Eclesia. Și vin în Eclesia și ce găsesc? O biserică care cu nu știu câte luni de zile înainte fixează o zi în care o să facă botezul și să roagă lui Dumnezeu ca în ziua respectivă, în locul ăla, să fie, să nu plouă, să fie vreme bună. Și m-am uitat așa un pic ciudat. Știu că era experiența a nu știu cât oran și mă zic, o fi ceva acolo, hai să nu rămân condeiat în doctrinele mele, să zic așa. Dar nu era o chestie care să o aplic eu în viața mea. Și anul trecut am construit ceva la firmă și trebuia să izolăm o terasă acolo. Și condiția era că după ce întindem o pastă de asta super costisitoare, să stai nu știu cât era, 3 ore sau 6 ore. Și stilul meu e nu să mă rog să Dumnezeu să fie vreme bună, ci mă uit pe internet. Și dacă treaba e bună pe internet, atunci fac treaba, da? Și m-am uitat pe internet și toată ziua vreme bună. Poate șanse slabe de ploaie noaptea viitoare. Și am zis, avem timp, dimineața ne-am uitat la cer, cerul senin, totul era în regulă, dați-i drumul. 70 de milioane ne costa pasta respectivă. La mine a zis, când am terminat, niște nori negri erau acolo, exact cumva, parcă așa stăteau direct pe terasă. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă aici? M-am dus repede la internet, s-a schimbat prognoza. Erau 90% șanse de ploaie. No, nu mă rog eu pentru plăi. Hai că totuși e sumă mare. Doamne, uite, sumă, câți bani sunt aici pe terasă? Fă ceva. Începe un vânt de ăla acolo. N-au zic, acum mai știi furtună. Și deja intram în modulul resemnare. Hai să vedem, oare ce lecție importantă mă învață Dumnezeu de merită 70 de milioane. Dar după un pic de vreme am văzut că vântul ăla puternic începe să sufle nori. Și peste 2 ore undeva la apus s-a arătat un petec de cer senin. Și după aia atât au bătut vântul până a fost senin peste tot și nici nu mai ploua noaptea viitoare, și am zis, Doamne, uite că se poate și la mine o treabă de asta. Un alt principiu am eu la rugăciune era că nu o să-L rog niciodată pe Dumnezeu să facă lucruri care eu le pot. Adică nu mi se pare normal ca copilul să stea pe spate și zică, tata, adă-mi aia, fă-mi aia la altă. Și atunci eu am zis, mă străduiesc. Și unde nu pot, atunci îl rog pe Dumnezeu. Și am văzut că lucruri care înainte le făceam foarte ușor, încep să nu mai miasă. Hai să te testez, să vedem, poate, dacă rog pe Dumnezeu. Și cum rugam pe Dumnezeu, de a începea să una, două, să clarificau. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, Dumnezeu își dorește să lucreze împreună cu mine. Și din când în când zice, da, știu că poți să faci acest lucru, dar lasă-mă pe mine să-l fac. De ce să te chinui tu o oră când poți să-l faci împreună cu mine în 5 minute? Și mă gândeam, până unde se poate Dumnezeu duce cu asta? În care lucruri mărunte? Și mi-aduc aminte că atunci mi-a făcut click-ul, că eram la firmă și mi s-a rupt o cheie în ușă. Și a zis, să rupe o cheie în ușă, eu nu mă rog lui Dumnezeu să rezolve problema. Eu am dus să chem lăcătușul sau cum să ăsta. L-am chemat pe el acolo, unul din lume. Și zice, problema e destul de dificilă, că trebuie să dăm o gaură, ok, dă-i o gaură și să mergem acolo în buduc. Dar zice, cumva dacă Dumnezeu ne-ar... Trebuie să zicem, un Doamne ajută, zice, și poate că reușim, zice ăla din lume către mine. Păi zic, zi, Doamne ajută și fă-ți treaba, că doar de aia te-am chemat. Și merge omul cu penseta și vine victorios, că eu am și uitat de treaba cu Doamne ajută. Ce am reușit. No, ce fain că ai reușit, zic eu. No, dar trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru treaba asta. Zice, fai, și atunci așa m-am zis, mă, dar stai că ăsta e din lume. Și ăsta mă învață aici ce trebuie să fac eu. Și am zis, mă, poate că este o invitație a lui Dumnezeu să-L invit eu pe El în lucrurile mărunte din viața mea. Și chiar am încercat de câteva ori și chiar mi-a ieșit. Și țin minte că eram aici la grupul Experiențe cu Dumnezeu și povesteam fiecare experiență cu Dumnezeu și unul din frați zice, mă, odată aveam nevoie de un loc de parcare, că eram contra cronometru și l-am rugat pe Dumnezeu și zice, mă, chiar când
ajung acolo, unul iese și intru eu în loc de parcare. Și altceva am gândit, mă, zic, probabil că Dumnezeu intervine și în locuri de parcare. N-am încercat niciodată o chestie de asta. Stilul meu, din nou, e să vă spun să mă duc într-o parcare de asta supraterară, cu 5 etaje, dacă găsesc la 6, bine, dacă nu găsesc la 7, sau să stau aici la catedrală și stau jumătate de oră, dar până îmi vine rândul să găsesc un loc de parcare, dar nu o să mă duc să rog pe Dumnezeu să-mi facă rost de un loc de parcare. Și acum câteva săptămâni am venit și nu mi-am planificat. De obicei îmi planific unde o să parchez și cum, și nu mi-am planificat și m-am trezit, vreau să ajung aici pe strada Reșița din Dorobanților, vreau să ajung la notar. Și mi-aduc aminte de experiența provostită de fratele, m-a zis, hai să încerc și eu că poate îmi face Dumnezeu rost de un loc de parcare. Zic, Doamne, încearcă un loc de parcare aici. Și am venit pe Dorobanților, pe Dorobanților nu era niciun loc de parcare, trebuia să intru pe strada Reșița. Cine intră pe strada Reșița e clar că intră să parcheze. În fața mea erau două mașini. Am zis, și dacă era un loc liber, îl ocupă. Chiar dacă Dumnezeu îl înnebunește pe unul să iasă, îl va ocupa ăștia din fața mea, îl va ocupa locul respectiv de parcare. N-are Dumnezeu ce să facă într-o treabă de asta, dar să intru pe strada Reșița, intră niște pietoni, îi lasă treacă, între timp sună telefonul de la firmă, trebuia să rezolvă o problemă, zăpăcit total, vine un domn care... nu l-am văzut niciodată, sau să zic, hai că am văzut multă lume, nu l-am cunoscut, n-am vorbit niciodată cu el, vine și îmi bate în geam. Și îmi zice, vedeți că eu plec. Bă, și am zis, foarte bine, pleacă, eu vorbeam la telefon. Foarte bine, pleacă. Și după aia am o revelație că omul spune că pleacă și că o să-mi lase un loc de parcare. Și atunci el mergea pe strada Reșița în față, eu cu avariile mergeam în urma lui. Și la un moment dat omul își ia mașina, pleacă și rămân în loc de parcare și atunci realizez și îmi vine un gând, mă, dar ce am zis eu lui Dumnezeu că nici n-ar putea să, n-ar avea ce să fac în această situație. Și m-a lovit așa o rușine și m-a potedit plânsul acolo și am zis, dacă Dumnezeu, numai ca să îmi dea o experiență de asta memorabilă, în care să o țin minte tot timpul, că pot să mă încred în lucruri și în lucruri mărunte, că vrea să se implice în viața mea, atunci cum nu va face lucruri mari atunci când voi cere ceva după voia lui? Și am stat acolo în parcare și am plâns. Și acum, ca să fac un rezumat la ce am zis acum și o să-mi permit să generalizez chiar dacă a fost o mărturie personală, cred că Dumnezeu își dorește să intre, să-i permitem să intre în viața noastră, să mergem să-i spunem lucrurile care ne plac, lucrurile care nu ne plac, ce ne încântă, ce nu ne încântă. Eu am avut de nu știu câte ori situații când m-am dus și i-am spus lui Dumnezeu, Doamne, ești dezamăgit că n-ai făcut așa cum am așteptat eu că Tu vei face. Și atunci când am reușit să-i spun asta fără resentimente și cumva cu o dorință de asta, de a ști de fapt despre ce vorbă, Dumnezeu mi-a arătat care a fost scopul pentru care El nu a făcut așa. Iar în ceea ce privește lucrurile care le avem în viața de zi cu zi, Dumnezeu își dorește să participe activ cu noi, fie la lucruri mici, fie la lucruri mari. Câteodată va zice, da, ok, îl faci tu lucrul ăla și eu stau lângă tine. Altădată va zice, roagă-te și restul fac eu. Dar de cele mai multe ori e așa o conlucrare cu Dumnezeu. Unul face una, dar nu neapărat că eu voi face totdeauna de la maxim ce pot. Câteodată El mă va ajuta. Și până la urmă, ca o super concluzie, noi am fost creați pentru o părtășie cu Dumnezeu. Iar dacă noi urmărim acest obiectiv, atunci viața noastră va fi împlinită pe acest pământ și nu vorbesc dincolo.